Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog la București. A intrat Mihai în pâine, bă. El este Mihai. Mihai Ștefan Corvine și a venit să ne salută. Să ne dea o mână de ajutor la la betoane. Ți-e frică de betoane? Mai lucrat până acum? Da, băi, am mai lucrat. Nu mi-e frică. Nu ți-e frică? E bărbat. Mănânc pe pâine. E mai vedem, băi. Să vedem ce să muaie când o da întâmpl zilele. Oameni buni, lăsăm gluma la o parte, avem o grămadă de treabă. După o lăsăm aici, o să trăiască să mergem cu X6-le să luăm niște vopseluri și în drilă bituminoasă. O să ne mai trebuiască niște cimental, niște fier, dar alea o să le luăm când o să plecăm direct la Bondrea. Dar înainte de toate o să trebuiască să vină cei de la Solaro, unde sunt boilerele alea care se încălzește apa la soare. Dar nu o să vă zic mai multe, pentru că o să stăm și noi să putem din ce în ce să ne creăm condiții acolo. Să facem o baie fierbinte, să facem... Nu mai au pe Cristi, că nu s-a mai încălzit apa. Nu pot să fac că e rece. Acolo nu puteți să poți fi și umbră. Acum te-am mâncat în cursă, e ceva săptămâna trecută, când am venit la București. Ce? Cu ce? Nu-ți mai auzi aminte? Nu, zici. Ce era mașină? Că vine, că e boiler. Acum ca să mai scăpă. Băi, oameni buni, a tăiat Cristi, a tăiat țapul. Nu țapul, iada. Iada. Dar ce făcea? Sărea casa, a? Da, băi, era cu sărea gardul, stai sărea după ea. Avea iada dintre aia cu aripi. Cum prindea, cum sărea gardul. Oameni buni, și-a adus, bineînțeles, niște pastrama de iadă de-abia. N-am adus pastrama, m-a adus acum o pulpă. La viitoare când venim, arunc pastramul. Vezi că ai promis aici? Am promis că eu la baiță. E la baiță? Cât trebuie să stai la baiță? 4-5 zile. E tocmai bine până ne întoarcem noi. E gata. Oricum e în beci, n-arăcoare. Mergem la un depozit dintre ăsta, nu le mai dăm numele, că n-are rost să le facem reclamă. Mergem să luăm vopsea, să luăm și în grilă. Ce ne mai trebuie? Asta. Vopsea. Și albă, ne mai trebuie iar o cutie. Da. Nu mai bine luăm două de aia albă, mai bine mai rămâne. Și dacă nu ajunge, mai rămâne. Gata, hai să mergem. Haideți, pe cai. Muri aici. Aolo, ce cald e aici. Ce frig e aici. Ce cald e aici. Bă, ce e aici, mă. Iad. Dacă venea Cristi cu niște ouă de la țară, le puneam aici, mâine aveam pui. Mamă, ce cald e. Oameni buni, ne vedem direct acolo la depozit. Am ajuns deja la cumpărături. Primul lucru care trebuie să-l luăm e șindrila bituminoasă. Și mai o luăm la cărcă. O luăm cu căruț. Pentru că aia vine cu tot cu căruț. Așa. Ce sumă astea? Ce e, bă, băiatul ăsta? Uite ce interesant e, vezi? Tapetul. Da, nu-mi place deloc. Hai să vedem pe unde intrăm noi pe aici. Ia uite, Cristi, ce e pe aici. Ia uite, canapele aici. Și știi cum vin canapelele astea acolo? În foișor. Ia. Bagă-și-te mâna în cărâțul ăla și ia-l. Cărâțul ăla care n-avea cărâț. Uite, e fix lângă noi. Te mai uita la el. Hai, Mihai. Că ne trebuie. Hai, tata!
Tai ușurel. Vezi. Ce e cu el? Păi unde e al vostru? E goală. E goală. Și da, dacă voi l-ați lăsat acolo, înseamnă că nu ne-a limărit căluțul, nu? Da? Mamă. Mă ierți, da? Da, crezi că vrei să mă bați, da? Glumesc. Hai să mergem în partea cealaltă. Auzi, vine că se știu și îngrivă pe tine, mă. Mai exact ce e aia și îngrivă. A, ok. Ești angrivat pe aici, nu? Bravo, salut. Cum? Sigur nu are doar de bituminoasă se numește. E chestia care se acoperă coișoare. Mersi, fratele meu. Bituminoasă. Hai. Ăsta nu era căruțul nostru? Hai, pe aici. Ia să vă așa că mi-a fost un căruț, mă duc eu să-l iau. Să ne bătem cu ăștia pe aici, altceva nimic. Băi, dar trebuie aceeași culoare, ui. Și în drilă, și neagră trebuie. Ha? Neagră trebuie. Neagră. Ai. Nu? Da, trageți din partea asta de aici. Stai așa că n-am putut să o dau. Asta e, mă? Da, asta e. Uite-te să nu fie alta, ui. Hai, trebuie să video și uite-te pe... Deci ce facem? Luăm dintre asta? Asta este? Scoate de aici să vedem. Hmm? Ai ce treabă pe spate. Spatele nu ne interesează pe noi. Asta. Că nu se vede spatele. Dacă luăm de asta și nu-i bună, tu ești răspunzător. Fix. Păi, nu? Hai că trebuie să facem un pic de pauză să ne uităm exact, să știm dacă este sau nu dintre asta. Și în drilă bituminoasă. Deci numai nenea ăla nu știa. Vezi? Încă era de ăsta bucăți mici. Și în drilă bituminoasă. Păi bă, Mihai, vreo 40 de astea ne trebuie. Păi și câte sunt într-un? Două. A, păi te-ai luat decât două. Glumesc, băi, glumesc, două ne mai trebuie. Bun, două. Hai de la vopsel. Hai să mergem la vopseluri. Două albe, două gri, nu? Hai. Oameni buni, am luat... niște vopsea, am luat două de gri mat, am luat albă, care cu asta albă o să mai vedeți ce o să facem, o să mai vină un rând de căprior pentru siguranța noastră, dar nu o să vă zic prea multe, o să vedeți acolo ce vrem să facem. Zi-vă, Mihai, e bine? Foarte bine. E foarte bine. Bă, dar de ce te-ai vopsit? De ce te-ai vopsit în cap? Am avut o plăcere să mă vopsesc. Bravo, frate. Așa că Mihai o să ne însoțească o săptămână la Bondrea. Să vedem aici, să-și pună mușchii la încercare. Cristi, mai trebuie să mai luăm ciment alb. La mâine. Și fier, nu? Deci, gata și cu astea și cu astea. Terminăm, de data asta terminăm cam cu foișor, cu acoperiș și cu tot. Da. Așa, oameni buni, că hai să mergem acasică. Cristi, Cristel, Cristinel, Cristoiu. Antrenași cu cumpărăturile. Mai avem cimentul și cu fer. Metal din trei. Fer. Fii atent. Deschide-te. Păi, deci mă ascultă. He, gata și cu astea. Hai să o scuturăm și noi un pic ca să nu se... să nu se facă pe acolo, să nu se... fi mașină. Păi, e un pic grea. Stai, o, Mihai, e un pic grea. Trec la musia. Să ne duc pe altea, bă, păișoar, dacă mai știu. Pune-o într-o parte, așa, ui.
Am ajuns a căsi că a căsi că am ajuns să băgăm ăstea la dubiță. Pa. Ai Mihai, ai mai mers cu duba până acum? Cu timp? Cu duba ai mai mers? Nu. Te-ai permis? Nu cu asta. Permis? Nu, n-am permis încă. Păi și de ce nu dai, mă? Urmează după concediu să încep și pe ăla de șoferi. Da, ai timpul la 60 de ani încolo. Da. Ia lăsați-mi un moment bun. Câți ani credeți că are Mihai? Lăsați-mi în comentarii aici. Dacă cineva ghicește, înseamnă că chiar e deștept. Eu niciodată nu-i dădeam... Bine, nu vă mai dau nici un indiciu. Lăsați-mi în comentarii. Cine ghicește câți ani are Mihai? Este cel mai și cel mai adevărat fan și cel mai adevărat... Cristi, tu zici că are atâți ani? Îi dai vreodată? Nu. Aici. Mă mențin. Se menține cu fast food. Hai să ne apucăm să băgăm ulei după Cristi. Ah, stai din gură de... Hai bă, dar nu vrei să întindem noi... Să ridicăm saltele alea, să întindem cartonul ăsta jos aici și să băgăm ulei? Să stai într-un fel aici? Ia. Așa. Ia întinde-le, mă. Mihai. Trebuie tăiate de acolo ca să... Uite aia, o mai folosești pe undeva, pe folia aia. Folia aia lasă, dar de polistirenul ăla. Polistirenul ăla e bun la plăci? Nu, mai lasă-l acolo, că nu e trebuie. Vezi? Atunci le bagăce. Pune-le acolo, da. Să desfacem cutia asta, o întindem peste tot aici. Poate ăsta din portbagaj. Și le băgăm la dubă aici. E, și am rezolvat și treaba cu boxeaua. Boxeaua, nu cu boxeaua. Am luat și diluant, diluantul o să-l băgăm în față ăsta, nu? Ia deschidem ușa aici în față. Ce să-i dau? La setele alea. Cu tata? Da, pe alte mâinile de unde sunt. Tot aici au rămas. Ah, fine, am luat și cutia asta cu ce ne mai trebuie. Firele pentru dronă, pentru ce avem noi nevoie. Așa, bă, băiatule. Pune-le toate acolo într-un colț. Așa, hai Cristi, pune-le și pe alea. Pune-le undeva ca să stea aici. Oricum alea o să se cam ducă încolo. Zic, nu știu. E greu, Mihai? Nu. Așa, tata. Astea bagă-le sus. Aba, Cristi, dar alea nu le-ai luat toate cearceafurile alea? Alea sunt alea curate. Sunt alea curate? Da. Așa, bă, Mihai, dă-i acolo cu ele. Bagă și sticlele astea tot acolo. Pune-le acolo, vezi să nu... Nu, pune-le așa, ca să nu cadă, gen. Ca să avem loc aici să... Să băgăm... Ce contragreutăți? Pentru... Dar ia-le, dacă... Uite-le. Câte sunt? 3 mai sunt. Ia-le. Alea au căzut din aia, înseamnă. Am zis că... Dacă avem timp și facem 3 turnuri la gard, cu tot cu picioare, mai facem și un pescuit. Dacă vrei să mai facem... Te ții bine, tata, că nu vei de mie. Te ții tu, nu... Dar vedem, măi. Vezi că sunt obișnuit cu ele. Cu ce aia, bă? Cu tergile alea. Nu, e, bă, că are... Are, are vână, Mihai. Cred eu. Are, bă, ia uite-l. Ia uite-l cum s-a înfoiat aici. Are, mai ales când spală farfurii acolo. A făcut mușchi acolo, ia zi-mă. Lasă-l, că e băiat bun. E de-al nostru. O gagică ceva pentru tine aici? Căută bună. Găsim. Să fie blondă? Nu contează. Nu contează. Să miști. Să miște, să fie. Oameni buni, așteptăm mâine să vină boilerul solar. Să încărcăm tot aici la dubă. Și cum a venit boilerul solar? O întindem direct spre Bundrea. Oameni buni, ne pregătim să plecăm la Bundrea. Avem
Avem mașina plină, de ăstea o să trebuiască să mergem să luăm și mobilierul de grădină. Mihăiță nu o să mai meargă cu noi pentru că noi filmăm deja în altă zi. Și Mihăiță a avut treabă. O să am aici, dar nu o să vă zic nimic ce avem aici. O să trebuiască să vedem să luăm mobilierul de grădină. Așa că nu o să vă țin foarte mult. Și o să ne vedem direct la prietenul ăsta al meu care face mobila și cu riflajele alea. O să ne vedem direct la el acolo acasă. E foarte cald, e nebunie de cald, am luat niște apă rece, am luat niște astea. Ce vrei să faci? Mamă, nu stai alea deloc bine acolo pe șindrile la aia. Vrei să... Dă-te la o parte, să dau șindrile aia la o parte. Vrei să scoatem șindrila de sub alea și să o punem deasupra? Ei, nu stă bine, ia uite-le. Aoleu, am înțeles. Hai că te ajut să le mutăm de acolo, să vedem cum facem. Suntem în drum spre Aurică. Nu știu ce naiba se întâmplă pe autostradă, că am prins o aglomerație pe partea cealaltă. Uitați-vă cum se merge. În schimb aici e nebunia după lume. E circul după lume. Și nu numai că asta, dar nu merge aerul condiționat aici. Și suntem ca șerpi. Eu m-am lăsat în piele acolo că nu mai pot. Să zic că mulți domne, dar de ce nu porți centură? Nu mai pot, mă sufoc aici, iau foc. E nebunia după lume, uitați-vă și voi ce este în față. Nu știu, cred că este accident ceva, nu pot să-mi dau seama ce este, că se merge foarte greu. Dacă nu se merge foarte greu, se merge bară la bară. Ia uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cum se merge. Seara că o să ajungem târziu la Vondre Grea. Mâine dimineață. Stilul ăsta. Tu ce zici, Cristi? O să aibă loc toate alea în dubă? Nu știu. Mai bagă și ăsta în față. A? Nu știu. Te gândești că sunt patru bănci dintre alea și două fotolii. Eu zic că cred că au loc toate. Dacă nu are loc, le facem loc. Le facem, da. Așa, oameni buni, că ne vedem direct la prietenul ăsta al meu cu mobila să încărcăm acolo materialele. Ia uite cum stă acolo, ca directorul, vezi? Da. Ia uite, la bere rece. Berea nu lipsește de acolo. Bere rece și noi stăm și murim de căldură. Vezi cum sunt aici? N-am aer condiționat, n-am nimic. Gemurat. Salut. Te salut. Mancova. Ce faci? Bă, după muncă mai e și o pauză, cred că e normal. Ai rezolvat? S-a dus la ITP? Bă, cred că s-a dus. Am vorbit cu ăla. Ce bine este, oameni buni sus. E o căldură. Deci nu vă imaginați, uitați-vă și scuzați-mi fizicul ăsta dezordonat. Ce mai e, nu e cald. Mi se pare lui Ionu să stea ca mine zi de zi la 45 de grade, să ajungă arab. Da, tu ai aer condiționat, aer vânturat așa. Da. Ce zici, Aurică? Ce nu mai zic nimic. Hai să-ți vezi minunățile. Să văd ce ai făcut. Hai să mergem să vedem. M-am uitat, Aurică, ce bronzat e, bă, băiatule. Eu să mai arăt decât el. Da? Mamă, ce e aici? Ce e aici? Ia uite. Hală de lucru. Ia să vedem aici. Ia uite cât riflaje. Mamă, ce bine arată. Aici îl lași așa. Mamă, Aurică, ce bine arată. Arată bine. Alea sunt băncile. Unde poate o să iau compresorul să le suflăm. Băncile tale și canapele. Băi, știi care o să fie treaba? Nu știu dacă intră în spate. Intră. Păi mă am dubat și mare. Intră. Păi uite-le așa dacă le stivuim așa și tot intră. Alea le punem pe un perete. Bă, dacă ți arăt ce e în dubă, nu știu dacă... Uite aici niște stupi. Nu mai ai aceeași părere. Hai să te fac o armire, uite niște stupi. Ai mai făcut de astea pe stupi? Da, am comandă. Scunduri detașabile. Antivaroa. Vă las numărul lui Aurică, vedeți numărul aici jos. Sunați-l. Vedeți că data trecută și că l-a sunat niște copii. Le-a umplut pe pomelnicul. Uite așa arată un stup. Haide să vă arăt. Uite așa. Îl punem aici că nu deranjează. Păi să nu-mi zgârie riflajele.
scundurile sunt de tare. Dar n-am văzut asta, nu se desmembrează așa. Antivaroa, urdiniș mare de vară, urdiniș mic pentru iarnă. Ce mă, la urdiniș? Pentru din calbină. Așa se ansamblează. Are niște sârme de alea de se prinde. Are în astea? Da. Asta ce e, prelungire? Ăla e taj, drept, cred. E tajul? Da. Capac. Și ăsta e stup. Eu am făcut cu 3 etaje, eu am făcut vilă la... Capac cu aerisiri. Podișor cu plasă. Aerisire. Oameni buni, are mai multe chestii, dar le are în partea cealaltă. Cuși de câine, ce mai aurică? Pentru foișor? Facem orice pe comandă. Orice se poate face pe comandă. Și astea sunt riflajele mele. Astea sunt riflajele mele pentru pereți. La foișor. Ca să înțelegeți despre ce e vorba. Și nu știu dacă se văd atât de bine, dar acum se văd și mai bine. Uitați-ne. Ia. Și astea sunt băncile aici pentru foișor. Am vorbit deja de bureți, am dat, mamă, am dat, mai trebuie să mai dau iar câteva chestii. Da? Dă-mi un sfat. Ce să fac, să mai dau pe ăștia cu ceva? Da. Cel puțin ulei de in. Ulei de in și lacă. Da. Cel puțin ulei de in. Lacă nu. Eu te un bite, eu doar un bite. Da? Da, lacă nu. Păi și ce zici, să-i dau direct din pistol? Nu cu pistolul. Din pensulă, da? La pensulă. La pensulă sau un trafalet mic. Zic să nu se vadă pe ăsta, știi? Da, la pensulă sau un trafalet mic. Bă, dar e și mișto, bă, băiatule, e și mișto așa. Încă un retuș care nu se vede de prima dată, trebuie să ai să vede un pic de adeziv. Care duce, știi, nu am luat. Ce ai, bă, că are și țeță de muț. Și aici? Acolo lasă că e o reparație care, dacă nu se usucă la mine, acum cât mai stăm, o să ți-o jmirghetuiești puțin. Acolo a fost un nod care mi-a căzut și l-am văzut după aceea. Aha. Asta e din lemn direct. Da, și am pus adeziv. Am pus adeziv cu... Da? S-a usucat, e cald acum, auzi, nu mai de-așa. Și un adeziv foarte bun. Un adeziv foarte, foarte bun. Care... Uite ăla e. Ăsta? Mi-a căzut în păr și n-am putut să-l iau cu nimic, și pe mâini. În păr? Da, nu se ia foarte bun, că nici cu bidonul se ia. Da? Cu apă și să pun și atât. Păi și cu ce l-ai luat? L-am lăsat, că l-am lăsat. L-am zumulit până la urmă, dar... Se ia cu păr cu tot, a? Da. Acum a domestecat, uite, peste tot. Uite, mai... unde pică de ăla nu mai putem. Stai așa să schimbăm poza. Și asta e de e până la față, a? Da. Și zici ulei de in și un ăsta foarte subțire de lacă. Mm-hmm. La, nu lac, baiți. Baiți? Baiți. Am zis cu trafaletul, mă. Un trafalet de la micuț. Așa? Îl dai imediat. Păi și ce să fac? Îi dau de fața sau să-i dau și mărginile? Băi, dacă poți dai și mărginile, că oricum pe Tango ăla nu se îndipă. Mă gândesc să nu sclipească după aia, să vadă ca dreacul, știi? Nu, pe Tango ăla nu se îndipă. Te învăț eu pe urmă, ce să fie. Bă, dar îmi plac cum a ieșit, băi. Cristi, ce zici, băi? Au loc ăsta? Băgăm duba cu spatele aici? Mă duc să bag dupa, trag cu spatele aici. Nici până am mâncat, nici gura nu-i miros. Deci cu adezivul ăla sunt toate imperfecțiunile lemnului, a? Aproape. Dar nu, cu adezivul ăla lipesc. Cu adezivul ăla lipesc. Băncile tale sunt lipite cu adezivul ăla care
Alea. Eu dacă lipesc două bucăți de lemn, nici în foc le-am băgat și au ars împreună bucățile alea de lemn. Le-am luat cu ciocanul să le desfac, nu le mai pot desface. Hai să băgăm după. Oricum trebuie să iau compresorul, să suplăm fiecare piesă când o băgăm în mașină. Hai că mă duc să întorc duba. Atât! Mai este un pic aici de loc, dar eu zic să încercăm. Dacă le așezăm cum trebuie, zic că au loc. Au loc. Și ăla ce e? Burete? Ce e ăla? Aia e o saltea. Mai am eu treabă pe aici, fiind tu, mă, de când în gând. Adică te înveți și dormi afară sau cum? Când e prea cald în casă, dorm în dub. A, credeam că dormi afară. Când mă dau bani afară din casă, dorm în mașină. Așa e, mă, cu ăștia bogați. Da, mă, îți bogat rău de tot. Oameni buni, apucăm să încărcăm aici. Să facem un pic de ordine cu ăstea. Și vedem cum, ce și cum. Să facem un pic de tot mai înaltă. Un pic. Cum? Un pic de tot mai înaltă. Un pic, cu 10 cm mai înaltă masă. Aha. Hai să luăm. Deci data viitoare când trec... Nu mai dai nimic. Nu mai dai nimic. Cristi, vezi cum le pui acolo ca să aibă toate logo-ul. Auzi, hai să lăsăm un pic spațiu, dă-te mai așa, ca să-mi băgă riclajele. Așa. Nu o să fie doar spațiu. Dar dacă punem riclajele pe burtă? Vedem. Stai puțin să vedem cum ne încadrăm cu a doua bancă. Că aș vrea să pun două una lângă alta, că sunt și fotoliile. Ah, da, da. Aia de acolo e rășină, care a curs acolo. Da? Lasă-o jos. Și aia nu se ia? Ba da, să ia și aia. Nu, întinzi. Hai să o iau cu dalta. Aia iese din lemn, da? Cristin, acum ar trebui să intru eu la fel cum ai intrat tu. Deci rămâi tu pe loc și intru eu. Ba-s mari, bă, sunt încăpătoare. Vezi că trei persoane țin capată. Vezi că trei? Și nu ca mine. Ca mine? Nu ca mine. Hai sus, Cristin. Să vedem dacă încadrăm încă cealaltă. Ia și încet. Da? Ce e pat din două de astea? Păi să știi. A, bă, ce, punem salteaua aia acolo și aia e. Păi să știi. Le luăm cu noi când plecăm în drept. Poți să le modifici. Adică, gen, când ai mai mulți, poți să le împreună să faci pat. Te văd. Sunt toate la aceeași înălțime, sunt nu stă unul mai sus, unul mai jos, ai pus o saltea mare și faci din pat. Da, chiar că. Știi care e problema acum? Că celelalte nu o să intre, adică intră tot așa în picioare. Pentru că eu le aveam cu mânerele una în alta, ai văzut, încadrate una în alta. Hai că vedem. Dar dacă facem o altă manevră să pice oalele astea de la dubă, să pice între alea. Nu, e distanța mică și nu spică. Zici? Uite. Aha. E distanța mică și nu spică. Da, da, da. Hai. Hai cu restul. Dar tu ce ai pe picioare? Te-ai mâncat lipiturile? Ce te-ai mâncat? Dar ce o, de care erau de aia la kill? Ion, vezi, Ion asta zic că nu mai intră spătarea cu lângă celălalt. Cum sunt astea băgate una în alta, ție în dubă nu ți intră jos, trebuia să le punem deasupra, suprapuse. Dar pe ăsta ce a căzut? Ce e? Spumă? Ia, unde? N-am văzut. Păi nu e spumă. Spumă e. Edificiul ăla. Ia, s-a pus. E spumă de aia de geamuri. Nu e spumă. Lipiciul ăla expandează. Da, și iese prin lemn? Da, da. Nu iese prin lemn.
Acolo probabil s-a întâmplat o... extorsiune a unui degajament? Nu. Acolo probabil s-a întâmplat o fisură de lemnele tale, alea bune. Și am încercat să las sub. Alea bune? Da. Da, hai. Păi ce vorbești, mă, au fost? A? Păi de-o, dacă astea au fost acolo, alea le-am luat. Oameni buni, de-abia aștept să văd cum vin riflajele astea pe pereți acolo. Fai, ce frumos o să arate. Nici nu vă imaginați. Riflaje, riflaje, riflaje. Dacă te-a dus să cumperi riflajele astea, le măgăzi tot o grămadă de bani. Așa că, dacă vreți să vă faceți dintre astea pentru puișori, arată într-un fel. Ia zi, Cristi, cum ți se par? Cred că a și venit Nicoleta, a? Bă, dar unde se duce? Ce sat este pe aici? Vânătorii mari. Vânătorii mari, a? Da. Și zici că au loc toate astea, a? El mai dau eu pe la jos? Bă, ai zis ce repede să faci cu ăla? E așa aurită la flex aia? Ce zici? La flex e așa? Eu nu. E așa la mânuță, dădeai o zi întreagă cu smulgerul. Da? Canapelele astea o să fie culoarea albă și cu gri. Deci lipiciul ăla se expandează. Înțelegi? Aoi, și masa ce dimensiuni? Masa ce dimensiuni? A. Cât mai mică ca să consumi mai puțin material, îți dai seama. Eu ziceam cât mai mare ca să arate cât mai bine. Ce n-ai material aici? Ce faci cu atâta material? Bă, să știi că vreau să fac niște chereste. Vrei să o vinzi? Da, m-am răzgândit, vreau să fac copârșie. Ce să faci, bă, ce e aia? Copârșie. Copârșie? Coșciugă. Dacă vrei. Bă, dar chiar, bă, dar de ce nu faci o aurică? Dacă vrei să-ți iau măsură, să-mi zici. Costume, costume de ultimul drum. Băi, de intrat o să intru, dar capacul nu o să poți să-l pui pe mine. Îl pun. Îl pui pe mine? Eu zic că n-ai cum să pui capacul. Îl pun, eu nu știu. Am unul aici în sat care mi-a zis. Ai făcut până acum vreo unul? Nu. I-am zis două ăla de aici în sat. Aurică, tot aurică îl cheamă. Uh-huh. Fii atent ce zice fratele tău. Bă, ălea nu contează opă sub ea. Știu că nu contează. I-am zis așa, ascultă la fratele tău că-ți fac și dau zvon la lume că ai murit. Și a zis să fiu cu mama dacă te vin, dacă nu mă pun și unde. Bă, drage, o să vină și omul are 60 de ani. Zic, o să vină lume la tine la poartă cu lumânare. Și ce dacă? Să vină. Mamă. Arată, băi, arată bine. Arată bine ăstea vopsite frumos, așa cum vreau eu. Cu ălea de... cu buretele îmbrăcat așa frumos în husă gri, ăstea albe, o să vedeți ce mișto arată. Puuu, nu te mai vezi aici. Nu te mai vezi aici, om cu persoană. Așa, nu știu cum. Hai să încercăm să stai așa. Hai că încercăm să facem o combinație. Stai puțin, stai pe loc. Stai. Tu. Așa, ce ar trebui să o întorc eu. Nu. Nu, Cristi. Acum în spatele ăla, eu vreau să vină spătarul ăsta. În spate de tot. Intră pe lat? Nu. Intră, dar cred că intră direct. Hai pun-o așa să vedem. Nu le încadrăm. Încet. Nu așa. Da. În exterior. În exterior pun. Că nu mai încape cealaltă dacă o punem așa. Așa le punem. E perfect. Nu, Ionuț? Eu zic că da. Deci nu știu, o să mai trebuiască, cred că, legate, a? Legate? A? Nu, că sunt moarte, nu sunt binare, nu sunt moarte. Ia altoit.
Ăla e al tuidul. După ce închizi video, ăla vreau să te întreb ceva. Dar nu de gagici. Nu de gagici, nu de gagici, frate. Nu, suntem însurațului dintre noi, n-avem noi de-aia. Dar știu, mi-am spui de tine. Ia să vedem pui, haide să vă arăt pui. Pui de bibilică. Ia uitați aici. Ia uitați aici, pui de bibilici. Ia uitați ce am prins eu aici. Ia uitați ce am prins eu aici. Băi bibiloi, băi. Băi bibiloi. Băi bibiloi, mic, bă, 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 bă. Ăla e de găină, bă, ăla nu-i de bibilică, ăla alu. Ăștia-s fotolile, a? Și mai avem un fotoliu aici. Și data viitoare o să trebuiască să vină cu masa. Să facem masa. Sănătate. Sănătate, Cristi. Gata. Fotoliile alea, cred că acolo o să le fie locul lor, ca să aibă loc riflajele. Zici tu? Păi dacă nu... Ia să vii puțin, Cristi, să vedem dacă... Ce vrei să le faci? Păi nu, n-am unde să bag riflajele. Riflajele o să le punem aici deasupra, iar fotoliile trebuie să le înghesuim acolo. Și? Suflă tu fotoliul ăsta, dacă vrei. Stai, că mai am o de tuși, mă gândeam, ești pula mele de retuși. Dacă nu le vezi pe toate... Ce retuși unde? Arată bine, băi. Fă-și tu o poză, așa. Arată o poză, bine. Fă o poză. Bine, 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 rău, ca la Tenerife. Pus Cristi, dacă poți, puțin peste cartul ăla. Și acolo cum le așezăm, mă, în cața și gura? Unde acolo? Să stea ăstea pe aici. Bun, cine stai că vedem, Cristi? M-a interesat de frazele astea. Se închide și ușa. Așa, bun. Hai să încercăm acum să vedem. Asta e maxim. Din orice combinație. Am putea să băgăm ceva între ăstea și ălea. Ce să bagi eu? Între ăstea așa. Da, dar ce să bagi? O scândură ceva. Na, nu o să ține, ține niciodată o scândură acolo. Niciodată nu o să ține o scândură. Zici tu? Da. Hai să o dăm iar jos, Cristi, pe asta. Să o băgăm cumva între ele. Păi da, nu, dar n-avem alte variante. Trebuie să încercăm toate posibilitățile. Dacă, dacă mai era și masă... Pe masă. Ușor, Cristi, că dai peste ele, da, și rupe ele. E ok. Fii atent că e bine acum. Ionuț. Și asta, cu toată pe picioarele ei, gen. Ce ai făcut, Cristi? Dă-o mai aproape. Mai aproape, mai aproape, mai aproape, ca să țină în ele. Nu e bine deloc. Asta mă deranjează foarte tare. Dar fii atent cum o punem. Nu intră. Dar dacă o pui cu spătarul ăla către astea? Asta vroiam să o întorc, dar nu intră aici distanță. Sau s-ar putea să intre. Hai, păi astea dacă tragi în coadă... Ține tu. Ia, Cristi, ia, vino. Ține de riflaje tu. Intră, bă. Asta, la asta mă uitam. Și-o întoarce. Vezi că nu agăți în riflajele astea. Așa. Și încă o dată. Și încă o dată. Încearcă să tragi un pic, da? Hai! Ia, stai așa. Nu, așa că rupem astea, ui. Nu. Păi a prins piciorul ăla, ia vezi ce Cristi. Ridică de aia. Nu. Stați o secundă. Bă, dar lasă-le așa, ui. Lasă-le așa cum sunt acum. O să mai lovească banca asta un pic. Și riflajul ăla. O să mai lovească ea. Ia, ține-o așa. Uite, bag niște spumă de mare aici. Ține-mă puțin așa. Hai.
Rămâi, fă, bă, ce zic eu, că e bine, bă. Așa las-o. Bagă, bă, niște, bă, niște de-aia. Bagă-l, bagă-l întreg, dă-l cu acel. Dă-l, mă, morțilită. Nu trebuie. Hai, bă, că aici mai intrat. Mai intrat încă 3-4 de-astea. Și uite, poți să bagi și sapul ăla aici. Între ei. O, așa să-l las acel. Nu primești gunoaie. Nici măcar de oameni. Lasă-l acel. Nu primești gunoaie. Nici măcar gunoaie de oameni. Nu, că o să-ți pisează un puțin. Ha? Pisează. Ele balansează. Având spațiu liber acolo, să balanseze. Bă, și-o pusez în sacul ăla, îl dusez în după ăsta să nu se mai vadă. Nu, că dădeam foc, nu, mă. Dar ține ție acolo. Da, bă, știu. E, oameni buni, cam așa. Așa că dacă vreți să aveți numărul aici jos. Aștept poze cu ele, montate. Cu masa, cu masă, tot, nu... și cu bureți. Când o să fie și masa gata. Bă, dar... Pe masă zici să-mi faci același ăla, a? Nu, pe masă o să o fac așa, uite. Ai vreun model? Masă, uite, să o fac. Așa m-am gândit eu acum, așa mi-a venit mie inspirație și cred că e ok. Masă o să o fac, uite așa. Aha. Dar numai că din șipcă, nu din dulap, din șipcă, dar tot pus așa. Aha. O să iasă o masă beton. Părerea mea. De-abia aștept să văd. Asta îl dau jos, că-l dărâmă vântul. Fă-le aurică cum trebuie. Așa, oameni buni, că dacă vreți să vă comandați, vreți să faceți riflaje, vreți să vă faceți mobilă, vreți să vă... și mobilă aurică? Mobilă numai de exterior. Deci de grădină. Mai se face, mai se face un dulap, dar nu bucătării, nu sufragerii, nu... Stupi, cuși de câini. Un dulap, uite, exemplu, un dulap. Așa. A, dulap dintre ăsta, de da. Vestiar. Vestiar, dulap de vase, l-a luat altcineva. Cineva vrea să fac un dulap de ăsta, gen dulap de baie, să-l pun în baie. Altfel, mai mic, fără pe parte cu rafturi, și pentru prosoape, și pentru ce are omul nevoie. Dacă vor și cuier, te pui și cuier în el. Da. Așa, oameni buni, că... Îi mulțumim lui Aurica aici că ne-a făcut mobila. Dacă vreți să vă comandați tubi, mobilă, riflaje, dar o să le vedeți la mine când, cum o să arate în foișor. O să vedeți și rezultatul final cu tot. Cu... O să arate într-un fel. Așa că ne vedem direct la... Bondre! Gata, am și plecat de la Aurica, nu ne-a lăsat până nu ne-a dat cartofi, roșii, de toate ne-a dat, am plecat să încărcați ceapă, castraveți, de toate. Spus că avem mașina plină, nu se vede pe aici, nici nu se vede în spate. În schimb, a uitat să ne facă masa, dar masa o să ne fac data viitoare când venim. O să ne facă și masa, că masa vreau ceva mai diferit, mai special, așa, și la masa e un pic de lucru, dar o să o vedeți și pe aia curând, așa că ne vedem direct la Bondre, nu mai stăm oricum, o să ajungem noaptea, curând o să apună soarele, noi nu, de fapt, nu cred că ne vedem diseară, sau eu știu, diseară, Cristi, poate facem porumb ceva? Da, no, mai direct somn. Dar ne vedem direct mâine dimineață, începem vlogul în forță aici. Așa că înainte să începem vlogul ăsta, toată lumea să stea să ne dea un like aici pentru cine vrea, pentru cine nu, nu e nicio problemă. Așa că 3, 2, 1 și toată lumea să apese like, 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 like aici. Toată lumea, toată lumea. Ne vedem dimineață. Bună dimineața, oameni buni și dragi prieteni. Uitați-vă și voi ce au crescut burinile astea aici. Nici nu ne vine să credem. Uitați-vă cât sunt, Cristi. E o săptămână și un pic așa.
Uitați-vă și voi într-o săptămână. Bine că a și plouă cei drept aici aproape pe fiecare zi, zilnic. Voi uitați-vă și voi ce este. Deci neapărat făcut ordine aici, toate buruienile astea. De aici, ia uitați-vă, deci nu pot să cred că au crescut în halul ăsta. Uitați-vă și voi, hal. A crescut un hal fără de hal. Am vorbit cu unchiul meu să luăm motocoasa. Ne-am gândit noi să nu-i mai dăm cu herbicid. Păi mai intră bobocilul. Mai intră bobocilul, ne-am mitel, baci, mai intră și mai intră și... Și se duc. Ia uitați-vă aici cum a rămas platforma asta. Știți pentru ce am făcut platforma asta aici? O să punem panouri solare aici. O să fie provizoriu, nu o să fie de tot. Dar am făcut-o ca să nu intre apă, să nu intre... O să vedeți voi ce am eu în cap aici, mulți nu prea o să înțelegeți despre ce e vorba, mare lucru, dar... Dar uitați-vă, nici nu ne mai vedem de buruin. Deci așa ploi și atâta asta. Hai bă, Cristi. Hai bă, dar ce dracu e suprelata asta aici? Ce? Cred că e buruin. Fii atent care de ca buruinile prelata în sus. Uite-i spune. Dar tu vezi că au murit, mă? Dar și căldura a fost acolo, îți dai de seama. Au murit, vezi? Aia și a ridicat prelata în sus. Ăștia pe aici cum s-o prezenta? Ăștia trebuie decofrate și astea. Stâlpi ăștia. Și cu ălea de acolo, iar. Asta vedem, ne facem timp și de dăste. Decofrate, puse într-o parte aici. Cum facem? Dăm ălea din dubă jos? Da, măcar băncile alea. O să trebuiască date băncile și cu șindril aia bătută, da. Nu? Cât mă duc eu să iau motocoasa aia, te apuci și tu, cred că să bați... Da, da, mă, să bag un pachet, am spus. Da, te ajut, nu-i stres. Și să terminăm cu șindril aia acolo pe față. După care zic că ne-am apucat să facem aia. Crăpiorii, zic, nu? În fine, sunt o grămadă de chestii de făcut. Ne-am trezit așa cu noaptea în cap. Ce e în duba asta aici? Ia încearcă o să o deschizi. Uite, bă, că au crescut astea iarbă. Mă gândeam că nu o să mai dea. Trecând buldozerul ăla pe aici. E în duba asta ca la nebuni este. Dar nu s-a întâmplat nimic, sau să se rupă ceva, sau să se facă ceva. Dar a căzut alea. Ce? Scărățul ăla. Nu are nimic. Ce este aici? Ar trebui astea date. Astea o să trăiască, știi ce? Băgate sus acolo. Mă uitam la adezivul ăsta lui Aurică care l-a dat. Nu știu cât de bun ar fi asta să facem noi la căpiore. Să-i facem de jos, știi? Și așa s-a stupă și rosturile alea între ei, știi? De-abia aștept să vedem cum o să vină pe astea. Dar dau și mișto astea, bă. Mișto, finisate, aranjate. E ce trebuie. Ia uite-te aici ce este, bă, băiatule, bă. Uite-te buruienile după lume. Păi și cu ce-i cer, mă, cu să-mi dea... Să-mi dea fier dintre ăla sau disc? Discul ăla, mai sunt pietre pe aici. Sare pietrele de la discul ăla în sus de neia draci. Păi și ce să facem? Îi băgăm ăla de... Că le le și toacă discul ăla. Le și toacă? Da. Nu discul, guta. Păi și ce facem atunci? De care eu? Să-ți dea guta aia. Mă gândesc că sunt cam mari și de-aia zic. Nu știu dacă face... Să-mi dea discul, că au ție în partea acolo. Da? Zic că cu discul le rezolvăm imediat. Păi hai, oameni buni, o să ne apucăm să dăm deschide tu, Cristi, ușa aici. Hai că o să iau să trag duba aici cu fața, să ne fie mai ușor la descărcat, la toate cele.
Da. Antrenat, mai avem unul și ziceam să luăm, să-l punem aici, să vedem cum ar arăta el pe perete, gen ca perete, să-l punem pe mijloc aici. Așa că hai să-l luăm din mașină să vedem. Ia, Cristi. Să-l punem acolo să vedem cum arată. Eu zic că o să arate mișto, bă, ăsta. Nu? Să udim. Păi, trebuie ridicat în picioare ăsta. Întoarce și tu aia de acolo. La telefon. Opa! Camera. Hai să-l punem aici, în picioare. Unde vrei să-l pui, pe spate? Da. Hai să vedem, le arătăm după aia oamenilor. Pune-l cu partea ta, din cuia în coar. E ridicat în sus de aici. Cum o să se schimbe aici manevra? Ce ziceți, oameni buni, cum arată? Cum vi se pare că arată riflajele astea? Mamă, că frumos mai e, să mor dacă nu-i mișto rău. Mișto rău de tot. Cum ți se pare, Cristi, că arată? Arată bine. Arată bine, rău de tot arată. Bă, eu lasă-mă în calcul și o variantă aici. Oameni buni, ia lăsați-mi și voi în comentarii. Lasă-mă o variantă. Dar face totul aici. Cu... Să facem peretele ăsta și peretele... Să venim așa cu peretele ăla și cu peretele ăsta. Să venim direct de BCA. Păi îți plac benzile aici de acolo, m-am sudat. Plac benzile, știi de ce le-am sudat? Pentru că o să te lești de ele cu picioarele. Înțeleg ce zic? Eu am luat în calcul și varianta că dacă noi punem pe exterior cum vreau eu să-l facem, pe exterior vreau să-i pun piatră, nu să-mi țină mie OSB-ul ăla piatra, că e grea, mâncați-aș gura. Ha? N-ai cum să o țină ăla. Dar BCA o ține. E alta de... Îmi dai seama, aia zic și eu. Și plus că imediat faci cu BCA-ul. Da. Imediat vii cu el. Imediat te... Și știi care mai e treaba? Iar încă o chestie foarte importantă.
Ăla n-are nimic ca peretele ăla la umezeală, la nu știu ce, știi? Dar USB-ul ăla când o dă apă pe el și pe alea, iar nu-i bine, știi? Ăla se umple de lea, dragi. Ia lăsați-mă, oameni buni, ce părere ați avea dacă am face tot peretele spate și cu partea față acolo? Să luăm un bax dintre ăla de becea de la subțire. Dacă îl pui în dungă, că nu-l faci. Îl faci și atâta. Cu stâlpi ei și torni. Ia ziceți-mi, ce părere aveți? Înțelegeți ce vreau să zic, nu? Deci camera asta, tot așa până sus, și după aia prinse, eu zic că e și altă găscă în altă traistă, nu? Și aici, partea asta tot la fel, aici rămâne deschis. Și pe perete aici tot așa, pe peretele ăsta o să vină riflaje, direct pe becea le punem. Da. Și eu zic că dă bine montate riflajele alea. O să vină marja aia de sus de acolo unde vin pavelele când ne-am luat noi măsură. Și eu zic că o să arate într-un fel. Da. Deci, oameni buni, și aia facem. Când venim după aceea din concediu din astea, ne apucăm direct bazat pe el, stăm 2 săptămâni și terminăm. Că eu zic, mai mult de 2 săptămâni să-l dai la gata pe ăsta nu e. Nu ți-a. Dacă stai numai pe el. Dacă stai pe el, da. Bă, dar ce frumoase sunt astea. Marea asta urică să ne facă masa. Așa, oameni buni, că dacă vreți, ați văzut numărul în video acolo. Păi bă, Cristi, aici dacă luăm 2 paleți și punem unul peste altul și prindem un orșurub, a făcut masă aici. Ia, dați-mi o idee. Să le mai dăm vreo culoare la astea sau să le lăsăm exact așa cum sunt? Sau să le dăm cu niște ulei de in, cum zicea Aurica? Bun, în fine. Hai să le-am arătat oamenilor cum vin riflajele astea și cam ce vreau să fac eu cu ele. Îl luăm să-l băgăm și pe ăsta în garaj. Bă, dar frumos se vede, bă, băiatule. Și ne apucăm să batem și în drila aia, că se încălzește după aia și mai nu, murim aici. Te las pe tine să bați și în drila, mă duc la unchiul meu să iau motocoasa aia. Hai să băgăm ăsta în garaj. Gata, l-am băgat și pe ăsta. Am urcat și niște șindrilă de aia sus. Ne apucăm să terminăm cu șindrila sus acolo. Mă duc să iau motocoasa. După ce vin eu de acolo. Cristi, te-a pus tu să bați ăla? Da. Că după aia nu mai putem să mai urcăm, că se încălzește, să face nebunia după lumea. Da. Ciocanul? Da. Să nu... Uite-le acolo, cred că. Așa că... Oameni buni, mă duc să iau motocoasa, să facem... Bă, dar benzină mai e? Te-ai mai uitat în ăla? Ia uite-te, vezi dacă e. Măcar să avem de un plin acolo. Așa, oameni buni, că săptămâna viitoare direct în Delta este, fără stres, a? Ajunge. Trebuie cu amestec? Da, avem ulei. Păi, Cristi, ocupă-te tu de șindrila asta care mai este. Eu mă duc să iau motocoasa și revin imediat. Oameni buni, vi-l las pe Cristi pe repede înainte și revin imediat. Hai, hai! Să văd când ați iat după șat peste cap. Să vă puneți în cap până faceți infart. Plecați în zigzag până la mine în pat. Eu zbeat, nu mai am bani nici la ciorap. Că nimeni nu face de banda de mai rău ca mine. Și că la nu vrăzea la cap voastră nu ține. La toate fetele astea tăria moca convine. Totu-i de bine, dar nu mai văd bine. Hai dragă, suie de pe bar, ți-am spus. Vreau să te văd sus, de-aia te-am adus. Ta-na-na-na-na. Și-am și ajuns. Și-am și ajuns. Și încarcă panourile aici. Cristi încă este sus acolo. Nu știu ce faci acolo. Cristi, Cristel, Cristinel, Cristoiu. Ce faci? Până unde ai fost după trimer la București? Ha, dacă-ți povestesc ce-am pățit. Ia, te-a capul de ea. Păi ce zici?
A fost la unchiu. După ce am fost la unchiu, știi, plac benzilele de le-am luat, nu? Da. Să-i dau să-mi facă aia pentru circular. Ne-am dus la ele, ne-am uitat, le-am vârtit, le-au sucit, că-s prea groase. Și le-am luat degeaba, le-am luat, ești nebun. Și le-ai spătit, Luluțe, nu? Da, îți dai seama, bine că i-am dat preț de fier vechi. Înțelegi? Și am luat motocoasa. A trebuit să-i facă rondajul, că nu mai, nu știu ce, că nu știu ce nu-i mergea, nu știu ce, nu știu ce. În fine, am luat-o în cele din urmă. Ia uite, bă, ăsta, cred că știi ce facem, oameni buni, cu astea. Cred că le luăm și le băgăm un puișor, mai punem un palet și facem masă direct. Clar aia facem. Am luat motocoasa. Ce zici, bă? Am luat două sticle de suc rece. Ce zici acolo? Cum se prezintă treaba? Cum se prezintă? Ha? Aș le-a zice eu acum ceva, le-aș da de dulce, dar nu pot că e pe vlog. Dar zi direct ce să mai... Ce-a făcut? Să văd dacă pot să le îndrept din ultimul rând. Că sunt puse ca dreapă. Asta este. Mai mult? Mai un rând de ăla de deasupra de bătut. Ia. Așa, mai un rând aici de băgată. Da. Numai că trebuie să mai pui două peste astea ca să-ți vină la drept. Auzi? Dar o iei și o pui și peste asta. Da. Și ne trebuie să ne rămână și pe spate acolo. Să nu mai rămâne. Să nu spui că nu ți ajunge. Nu știu. Păi și calcule făcut, tu ești meșter. Ne ajunge, ui. Mai e un pachet de ăla. Un pachet de la bază, două rânduri jumate. Da? Da. Două rânduri jumate cap-capă. Da. Păi și aici tot bagi două rânduri. Ha? Mai am și astea, mai am și pe spate de făcute. Mai sunt de astea. În fine, atunci mă duc să-ți dau ăla, ha? Dă-mi cu ceva că mi-e sete rău. Păi hai, coboară un pic să bem un par de suc și astea. Îmi bate-o pe asta aici. Hai, bă, Cristi, hai. Lasă să bem un par de suc rece. Avem aici, ne-a dat aurică și cartofi, ne-a dat și mai am. Am luat suc rece, să băgăm la frigider. Așa. Hai, bă, să bem cât un par de suc. Și după ce bem un par de suc, terminăm alea acolo și ne apucăm de căpriorii aia, nu? Da. Aia putem să-i facem frumos, așa și la umbră. Ori aici, ori acolo. Sau de căpriori sau ne apucăm să tem iarba aia? Ne apucăm să tem iarba acum, că căpriorii aia poți să-i faci schimb de căldură. Și asta e adevărat, ai dreptate. În fine, oameni buni, bem un par de suc și ne apucăm și noi de treabă. De fapt, ce să ne mai apucăm de treabă, Cristi? Că vlogul ăsta trebuie să... Oameni buni, trebuiască să închidem vlogul ăsta pentru că deja a sărit de o oră. Noi o să ne apucăm de treabă și o să vedeți continuarea în vlogul celălalt. O să fim nevoi să-l închidem pe ăsta. Care trebuie spălată, că e jale și în ele. Așa, oameni buni, că ăsta că am fost vlogul. Nu uitați să ne dați un subscribe, să ne dați un like, să ne dați un comentariu. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram. Ce să vă zic? O grămadă de chestii, ne apucăm de treabă, bem un par de suc, este foarte cald afară, sunt 40 și ceva de grade. N-avem ce să facem, asta este. Zic să terminăm, mai avem ultima săptămână pentru că în august, ca să vă anunț de acum, vlogurile o să fie mai rare pentru că să... Trebuiască să plec și eu în concediu, m-am și eu și viață personală, nu putem să stăm aici la căsuță. Așa că vă pupăm, vă iubim și vă salutăm de aici, de la... Bun, Andreea! La revedere!